Ok. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe canal. Astăzi este ziua mea și v-am pregătit un great opening. Deci, înainte să înceapă videoclipul, nu uitați acolo să dați un like. Toată lumea să facem 1000 de like-uri cât mai rapid. Să vă abonați cu clopoțelul ca să primiți notificare atunci când postez un video nou. Fiindcă la 20.000 de abonați voi face un concurs foarte mare. Și să-mi dați un follow pe Instagram la alex.15. Dacă vreți să vorbiți cu mine. Bun, băieții, concursul este pe bucăți și am dat la niște evenimente foarte șmechere. Vreau să spun că am luat 3 costume în acest videoclip, deci vă urez vizionare plăcută. Dacă dăm aici la Lucky Royale, o să vedem că avem un nou Diamond Royale. That is ok. Mi se pare destul de șmecher, în tematică cu noul AVM. Și da, e foarte șmecher, o să vedeți imediat cum l-am luat. Avem aici Gold Royale-ul, care la fel e foarte șmecher. Capa asta din el face tot, adică poți să ascunzi backpack-ul și să joci cu această capă, mi se pare destul de șmecheră. Avem Weapon Royale-ul, AVM-ul, care din păcate nu am putut să-l iau, vă dau un spoiler. Dar avem aici o reducere, bă, mă tentează să dau, frate, dar nu vreau să dau pentru că vor fi niște evenimente foarte șmechere care chiar merită aceste diamante. Și vă promit eu că AVM-ul ăsta o să-l iau pe parcurs pentru că mai sunt 10 zile, adică 11 zile din acest Weapon Royale și vă anunț eu că o să-l iau. Iar la incubator am aici 3 pietre și 3 blueprinturi. Și după cum vedeți, dacă nu ați văzut opening-ul, am costumul ăsta pe băiat. Dar aș vrea să le iau pe fată doar pentru pantaloni. Și nu prea mă tentează. Așa că voi ține aceste blueprinturi pentru noul incubator și voi da din prima exchange pentru o nouă hartă și voi lua un costum sau să vedem shotgun ce este din prima zi, din primele ore. Bun. Și cam asta a fost și cu secțiunea de Lucky Royale. După vom da la acest eveniment One Shot, One Prize, Shoot and Win. Și spre sfârșit vom da la Otero Gets Better. Deci sper să vă placă Create Opening-ul. Nu uitați de like și eu vă las. Chiar acum s-au băgat noile Weapon și Gold Royale. Acesta este costumul de la Gold. Sper ca această capă să ascundă backpack-ul și să vedem aici. Îi dăm frumos 10 spinuri. Ok, nu mi-a picat nimic din păcate. Trebuie să-mi apară epic dacă nu mă înșel. Iarăși rar. Ok, acum dăm aici frumos cu bănuții și îmi pică epic. Mamă, rar, frate. Sper să-mi pice, băieții, pentru că chiar e mișto costumul și pentru colecție e foarte ok. Avem epic, deci mi-a picat 100% cred. Și da, băieți, am luat și costumul acesta pe Gold Royale. Bine, nu e cine știe ce, pentru că e Gold Royale, nu vă place, dar aia e, măcar să fie aici în videoclip. Bun, l-am luat frumos. Mai am 5 Lucky, nu știu, mi se pare că am avut ceva 100 și ceva Lucky. Aici avem noul AVM, s-a adăugat chiar în momentul ăsta. Și mi se pare destul de șmecher design-ul și toate astea pentru că e foarte, foarte ok. Uitați-vă la el, are un fluture ce face cam tot skin-ul. Mai avem aici, ok, le mai avem pe alea cu 2 rate of fire și cam atât. Avem 12 spinuri. Hai să-i dăm din prima cu 10 ca să luăm unul în plus. Am luat ceva legendar, dar mi se pare că poate să fie și skin-uri temporare. Hai să vedem aici, da, temporar. Mai luăm măcar unul temporar, 2 zile, ok, ok. Măcar dacă nu-mi pică ăsta, nu știu, o să-l iau pe viitor pentru că chiar vreau să-l iau doar pentru a-l ține în lobby, fiindcă e foarte șmecher. Mai avem aici 4 spinuri, ok, 14 spinuri în total. Ceva legendar, oh, 24 de ore, ok. Ceva rar, ăsta probabil e un play card, da. Hai să vedem încă 2 spinuri. Ceva epic, ok. Un skin, ceva? Na, iar play card epic. Mamă, frate, au pus și ăștia. Iarăși, ok. Airdrop, bun. Cam atât a fost și cu secțiunea asta de Lucky Royale. Nu prea am avut noroc acum, dar revenim imediat. Avem aici un eveniment, o One Shot, One Prize. Și putem primi acest costum care mi se pare destul de genial. Bă, nu știu, nu aș folosi costumul dacă nu mi-a picat, dar aș vrea această capă, acest top, pentru că este foarte șmecher, l-am văzut și la alții, sau masca, aș putea
să o înlocuiesc, dar asta e. Hai să-i dăm cu primul spin aici, să vedem, poate îmi pică și mie ceva. Am luat un M4 box, Hellfire, bun. Hai să mai dăm și mi-a picat. Mama, ok, Valentine's AK, am crezut că îmi pică ceva mai șmecher. Aici, am luat o pereche de papuci. Clar. Clar, băieți, clar. Deci am luat o pereche de papuci, nu mai vreau să dau un spin. Mama, și mi s-au resetat alea shot-urile ca să nu mai pot să dau eu. Bun, dăm skip aici la toate și hai să vedem papucii. Bă, sunt destul de șmecheri. Mai dăm aici frumos niște spinuri să vedem unde a picat glonțul. Pentru că v-am zis, băieți, vreau să iau topul. Dăm aici frumos primul spin. Phantom pe 90 box. Ok, nu avem noroc. Deocamdată. Hellfire, ok, iarăși în patra. Ok, acest AK. Mamă, mai avem două gloanțe. Ok, M14. Penultimul glonț, ne pică ceva? Da, înseamnă că luăm din ăsta, băieții. Și mi-a picat capa, băieții. Mi-a picat capa, bă. Foarte șmecheră capa. Chiar sunt fericit și chiar își merită diamantele, după părerea mea. Am dat undeva, să zicem, acolo aproape 700 sau chiar 800, dar chiar își merită diamantele. Îmi place foarte, foarte mult și s-ar potrivi cu multe dintre costumațiile mele, cred. Ar fi șmecher să putem ascunde backpack-ul. Ăștia nu sunt papucii. Bă, dar nu sunt epici sau sunt legendari? Ok, sunt legendari papucii, what the fuck, sunt legendari. Foarte șmecher, băieții, costumul și, după părerea mea, chiar s-au meritat diamantele. Avem aici ceva, Otero gets better, ok, spin and win Otero and neon, ok. Deci are un skin aici destul de șmecher, nu aș vrea pe el pentru că am văzut că sunt niște premii foarte șmechere, de exemplu caractere sau emoturi. Dar primele 3 spinuri costă 20 de gemuri, asta înseamnă 60 de gemuri de la 150 și mi se pare destul de șmecher. O să le dau pentru că 60 de gemuri sunt foarte puține. Și avem aici niște reguli. Durează evenimentul până pe 8 iunie. Ok, mamă, până diseară. Da, pe 8 iunie ziua mea. Adică astăzi. Spend așa, items, one, ok. Come and get this popular pet now. Nu mă interesează petul, fiindcă l-am. Dar hai să dăm aici 3 spinuri. Hai să începem frumos cu primul spin și să vedem ce ne poate pica. Ok, deci se duce linia așa și ne pică. Ok, am luat un dans. Sper să fie șmecher, văd că e legendar. Deci o să vedem imediat cum arată și dansul. Dăm aici frumos al doilea spin pentru că mai avem ăsta și ultimul. Mi-a picat un ticket la Diamond Royal. Ok, destul de șmecher. Când se va băga noul Diamond Royal, o să filmăm și vedem dacă îl putem lua cu unul lucky. Și îmi pică. Mi-a picat o perche de pantalon pe fată. Bine, nu-i aveam. Era șmecher să-mi pice și caracterul pe fată, pentru că e el și pe Giota. Îmi lipsesc din colecție. Bun, pardon. Avem aici ok, pantalonii. Nu știu dacă mi-apar și aici, dar aici deschidem aceste cutii. Dăm aici frumos upper. 3 zile și hai să vedem aici, poate împică și mie ceva. 3 zile. În momentul ăsta s-am pus noul Diamond Royal. Este 1 dimineața. Hai să vedem aici frumos. Ok, este ceva tot în tematică cu fluturile, în tematică cu Weapon Royale-ul, cu AVM-ul de la Weapon Royale. Nu știu, sper să-l iau cu lucky-ul meu. Să vedem, am unul lucky acum. Pantalonii ăștia nu știu dacă îi voi folosi. Papucii arată destul de ok. Iar topul mi se pare cam inutil. Nu putem să-l vedem din cauza animației. Dăm aici primele 10 spinuri să vedem. Ceva legendar. Deci stai că e fragment. Ok. Ok. Ok, am luat costumul cu unul lucky. Da, destul de șmecher, băieții. Poate mai pică ceva. Am luat ăsta. Ok. Da, nu mai zic nimic. Bun, colectăm aici frumos. Știți că eu sunt norocos și costumul trecut de la Diamond l-a luat cu 3 lucky, deci nu știu, nu vreau să mă bucur pentru că nu are rost. Dăm aici la vol frumos și o să deschidem caracterul pentru că arată destul de șmecher, iar imediat o să îl vedem. Cam ăsta este și costumul de la Diamond Royal. Mi se pare destul ok, v-am zis, e interesant, doar că nu îl voi putea folosi.
întreg, pentru că este destul de mare și de inutil. Avem aici noul dans al lui Otero, e pe vibe, e pe pastila lui. Sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi și mersi că v-ați uitat până aici. Eu am fost Alex și noi ne vedem data viitoare.